Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Shandor și astăzi mi-am propus să vorbim despre ecosistem. În călătoriile noastre avem ocazia să admirăm peisaje deosebite. Natura, în marea ei diversitate, cuprinde numeroase organisme integrate în mediul lor de viață. Pe unele le putem vedea cu ochiul liber. Altele sunt ascunse privirii, iar altele sunt prea mici pentru a le putea observa cu ochiul liber. Apele curgătoare sau stătătoare sunt ecosisteme acvatice și vorbim aici despre râuri, despre fluvii, despre lacuri, mări sau oceane. Ecosistemele terestre includ pajiștile de stepă, pajiștile alpine și, bineînțeles, pădurile. Ecosistemele pot fi naturale sau amenajate și întreținute de om. Din această categorie fac parte, de exemplu, parcurile, grădinile, livezile. Aceste ecosisteme se numesc ecosisteme antropizate. Prin urmare, copii, ce este un ecosistem? Un ecosistem este un ansamblu de elemente cu viață și fără viață, între care se stabilesc numeroase relații. Din ce este format un ecosistem? Un ecosistem este format din două componente, și anume biotop și biocenoză. Spunem că un biotop, împreună cu biocenoza lui, formează un ecosistem. Biotopul este alcătuit din factorii fără viață numiți și abiotici ai mediului. Acești factori vor determina prezența unor organisme într-un ecosistem și tot ei vor determina și mărimea populației. Factorii abiotici cuprind substratul, care poate fi apa, aerul sau solul, și factorii climatici, care includ lumina, temperatura, umiditatea, precipitațiile sau vântul. Factorii climatici se schimbă de-a lungul anotimpurilor și chiar de-a lungul unei zile. Pentru a supraviețui, organismele trebuie să se adapteze la toate aceste schimbări. Biocenoza este alcătuită din totalitatea factorilor cu viață, numiți și factori biotici, respectiv toate organismele vii. Și ne referim aici la microorganisme, ciuperci, plante sau animale. Organismele din aceeași specie trăiesc sub formă de populații. Toate populațiile care trăiesc împreună pe același teritoriu formează o comunitate sau o biocenoză. Între aceste populații se stabilesc numeroase relații care duc în timp la o interdependență. În cadrul unui ecosistem, relațiile nu se stabilesc doar între populațiile ce formează biocenoza. Și între biotop și biocenoză există o strânsă legătură, există influențe reciproce și de aceea ele nu pot exista decât împreună. În lecțiile ce vor urma, vei avea ocazia să descrii diferite tipuri de ecosisteme și, de aceea, îți voi face câteva recomandări. În caracterizarea unui ecosistem, ține seama de următorul plan. Încadrează ecosistemul în categoria din care face parte, dacă este natural sau artificial, acvatic sau terestru. Apoi, descrie biotopul, precizând natura substratului, altitudinea la care se găsește, caracteristicile climatice, ca de exemplu temperatura, precipitațiile, vântul sau luminozitatea. După descrierea biotopului, descrie biocenoza, identificând cât mai multe specii. Ordonează speciile, începând cu plantele, ierboase, arbuști sau arbori și animale, nevertebrate sau vertebrate.